Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la Sighetul de azi. Vorbim astăzi despre cultura din municipiul Sighetul Marmației. Am aflat zilele trecute că primăria intenționează să comaseze din punct de vedere administrativ unele instituții de cultură din municipiul Sighetul Marmației. Vorbim despre acest subiect cu directorul Școlii de Artă Gheorghe Chivu din Sighetul Marmației, domnul Ioan Tivadar. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Domnule director, și Școala de Artă este printre instituțiile de cultură care probabil vor fi vizate la un moment dat pentru o comasare și v-aș întreba care a fost activitatea școlii dumneavoastră pe parcursul anului 2012, dar mai ales cum vedeți dumneavoastră performanța pe care a avut-o în ultimii ani școala pe care o conduceți. Eu vă mulțumesc că mi-ați oferit ocazia să discutăm despre activitatea școlii de artă și nu cred că puneți corect problema. Discutăm despre comasare și în contextul ăsta trebuie să vă spun eu ca și cum ar fi o scuză că merităm sau nu să fim comasați. Nu, a fost un subiect care s-a dezbătut la un moment dat, dar în același timp bănuiesc că Școala de Artă Gheorghe Chivu are de-a lungul timpului diverse activități cu care la un moment dat poate să vină în față și să spună acestea sunt activitățile noastre. În primul rând aș vrea să vă spun și știu și foarte mulți sighetieni că Școala de Artă este continuatorul învățământului artistic maramureșan. Atunci când Sighetul Marmației reprezenta centrul cultural și eu cred că încă mai reprezintă a Maramureșului, a Comitatului de Maramureș, a Voievodatului de Maramureș. Este vorba de 150 de ani de existență. Să nu uităm, e foarte important acest lucru prin care învățământul artistic în Sighet, într-un fel sau altul, a existat și Școala de Artă, în mod legitim, este moștenitorul acestui învățământ. Sigur, și acum, Școala de Artă, după toată situația economică și asta, încearcă să și reușește, vă spun eu, să continue cu cinste această moștenire. Pentru că, prin tot ceea ce facem și am făcut, nu e vorba numai de mine, în mod special, pentru că eu sunt numai de 2 ani și puțin acolo, avem rezultate de excepție. Toate cele mai frumoase nume care le știți dumneavoastră din cultura folclorică și nu numai maramureșană au, într-un fel sau altul, legătură cu Școala de Artă din Sighetul Marmației. Să vă spun nume sau eu le-am mai spus. Haideți să le reamintim. Vi le reamintesc, dacă vreți, la Titiana Mihali, Gheorghe Turda, Ștefan Hrușc, Ducu Berții, toți interpreții cei care sunt și știți soți, frați în folclor românesc, să nu omit pe cineva, au fost cel puțin elevii școlii de artă, dacă nu și profesori acolo. Viorel Costin, sper să nu scape nimeni, foarte, foarte mult, toți. Deci tot ceea ce înseamnă folclor, dacă vreți dumneavoastră, și artă, de bună calitate în România, legat de Maramureș, au trecut într-un fel sau altul pe la Școala de Artă Sighetul Marmației. Să nu uităm, asta este foarte potrivit. Sigur, vorbesc și de partea artistică în sensul clasic. Atunci aici avem alte nume. Și îmi pare rău că, din păcate, când am venit eu, acest segment de activitate cultă, de muzică cultă, a fost redus la minim. Încerc să-l relansez în condiții foarte grele și o să vă spun atunci când vă veți întreba, sigur vă veți întreba, cum. Bun, haideți să răspundem complet. Cum? Și care au fost, să spunem, performanțele școlii de artă în ultimul an, de exemplu, 2012? Acum, sigur că da, eu sunt angajat pentru un proiect de management pentru 5 ani, un an a trecut deja și în fiecare an am niște responsabilități prin care autoritatea locală trebuie să mă verifice dacă sunt în stare să le îndeplinesc sau nu. Sigur, am depus raportul de activitate și eu zic, am să spicuiesc din ele că l-am îndeplinit mai mult decât atât, am depășit cu mult tot ceea ce mi-am propus, am și scris acest lucru în raport, în sensul că activitatea primordială este de școală. Școală, știți dumneavoastră tot ceea ce înseamnă ea, în condițiile în care există în municipiu și nu numai instituții similare care oferă servicii gratuite.
aduc aminte de clubul copiilor, de școala de muzică și așa mai departe. Deci noi percepem taxa școlară. Și eu mă bucur că prin și prin coajdorul dumneavoastră, sincer și în raport de actuație, să știți că l-am scris, hai să vă laud, am reușit să cresc numărul de elevi la școlii și actualmente avem înregistrat 300 de elevi. Să nu vi se pare foarte puțin sau puțin, pentru că avem majoritatea orilor elevul și ora, deci nu clasa și profesorul. Și vă mai spun ceva, eu mulțumesc foarte mult colegilor mei de la școala de artă, cei care se sacrifică pentru ceea ce fac, pentru că au acceptat să muncească 24 de ore în loc de 18, cum au dreptul pe normă. Sunt toți profesori cu înaltă calificare, cu studii superioare și eu zic că fac un efort de excepție, cu acceptul lor, sigur, că dar nu i-am obligat. Am discutat în Consiliul Profesoral, în Consiliul de Administrație și au acceptat acest lucru pentru ca să promoveze învățământul artistic în Sighetul Marmației. Bun, ceea ce spuneți dumneavoastră ca și argument este faptul că la ora actuală școala de artă Gheorghe Chivu există de sine stătător? Nu, pentru că din păcate noi suntem cu autofinanțare cam în proporție 25-30% atât putem, pentru că dacă am încercat să mărim taxa școlară la nivelul în care să fim autonomi, să nu depindem de autorități locale, sunt convins că nu ar putea suporta populația. Știți foarte bine în ce situație economică suntem. Am înțeles de 4 ori, da? De 4 ori taxa, ceea ce nu știu câți elevi am putea să suporte sau părinți o asemenea taxă școlară. Deși taxa, eu consider, nu este foarte mare, dar este, pentru că asta e situația economică. O și spun, dacă vreți, ca și cifră, nu este mare, nu este 5 milioane pe an. Deși o suportăm în două tranșe, să știți că am foarte, foarte multe cereri normale de altfel prin economie. Bun, deci dumneavoastră spuneți că, de fapt, școala de artă Gheorghe Chivu este o școală, nu trebuie să aibă neapărat activități, să spunem, da, de da, genul spectacole sau organizări. Ceva ce n-am spus, pentru că fiind învățământ artistic, asta suntem, școală de artă, nu? Cu profile de învățământ artistic pe instrument muzical, pe, dacă vreți, asta, canto, pe artă plastică, artă vizuală, sigur că producând de perspectivă nu suntem o facultate, să spunem ceva acum, semiprofesioniști, avem misiunea obligatorie de a și ne produce cumva și în spectacol. În sensul ăsta, rezultatele școlii pot fi evaluate prin ceea ce face, prin spectacol. Dar nu este misiunea de a crea spectacole și evenimente artistice în afară de ceea ce trebuie să facă. În primul rând, suntem școală și trebuie să satisfacem obiectivele școlii și ele sunt, în mod special, vi le spun, de păstrare, de conservare, a valorilor autentice, pentru că avem un specific majoritar, moștenii de mine, la fel, folclorul marmășan, altă școală nu există și aici fac o paranteză, nici nu cred că școala Liviu Bolane, care colaborez de altfel și sunt foarte bun prieten cu domnul director de acolo, ar putea să facă ceea ce facem noi. Vă referiți la școala de Liviu Borlan din Baia Mare? Pardon, nu Liviu Borlan, din Cluj-Napoca, am greșit, e vorba de școala din Baia Mare. Nu e Liviu Borlan, spuneți noastră cum... Ba da, este Liviu Borlan, dacă bine țin minte și eu. Dar totuși v-aș întreba, domnule director, dacă tot pledați pentru școala dumneavoastră în toată această discuție, dumneavoastră personal, cum vedeți această idee a comasării la un moment dat anumitor instituții de cultură care țin și sunt finanțate de la bugetul local, în condițiile în care știm cu toții că suntem într-o perioadă care toată lumea o denumește de criză și nu e chiar simplu să ai aparat administrativ foarte stufos pentru fiecare instituție de cultură la un moment dat și se pune sigur probabil și economic problema cum am putea eficientiza activitatea acestor instituții de cultură în așa fel încât cheltuielile să fie poate ceva mai mici sau, de ce nu, veniturile să fie mai mari pentru ca acestea să acopere cheltuielile celor trei instituții. Bine că m-ați întrebat. În primul rând, eu sunt de primă formație un om tehnic și vă spun matematic că sunt funcții, dacă vă interesează așa, care funcții, zic, matematice, între care nu se poate stabili totdeauna un optim. Optimul există în
în anumite condiții, în matematică ce puteți, și sigur și în realitate. Eu nu cred că există un optim între eficientizarea culturii, cheltuiel și câștig din punct de vedere cultural. Până la un anumit nivel, adică nu, există, nu poți să finanțezi în proporție de 75% un anumit produs sau o anumită școală și încă 75% la fiecare, iar cultura să reprezinte, produsul culturii să fie doar 25%. Aici faceți o exagerare, nu mă refer la nicio emisiune care, deși trebuie să mă refer, nu este deloc adevărat, există produs cultural în Sighetul Marmației, la care în mod special, acum chiar că m-ați provocat, am făcut parte, cel puțin școala de artă, de fiecare dată, niciodată, niciun eveniment nu s-a produs fără, vă spun. Era și normal, atâta vreme cât era organizat. Nu era normal, pentru că... Consiliul local și de primărie. Nu era normal, pentru că școala de artă, prin activitatea ei, are un proiect de activitate anual și foarte multe le-am preluat din mers, am fost provocați, am fost ceruți să facem. Eu știu foarte bine că am depășit cu mult ceea ce trebuia să fac prin proiectul de management, pentru ce puțin, dacă m-ați întrebat. Asta înseamnă că vă spun. Nu. Mă lăsați acum, dacă tot m-am provocat, am depășit cu mult ceea ce trebuia să fac, da? Inclusiv multe activități care au apărut conexe școlii de artă, nu ne-am refuzat, le-am făcut cu plăcere, așa trebuie să facem, dar nu ați înțeles, sau ci autoritatea locală nu a înțeles că nu asta este obiectivul și misiunea școlii de artă și nu pentru asta trebuie să existăm. Sigur, acum m-ați întrebat de viitoarele proiecte. Da, există faptul că s-a spus undeva că am fi consumatori ai banului public, să știți că este foarte exagerat. Păi, tocmai dumneavoastră spuneați că 25% vă autofinanțați, restul de 75% vine de la bugetul local. Da, știți ce înseamnă problema asta? Dacă vreți să aveți și cultură, te știți că trebuie să puneți și bani, aici e o problemă. Să credeți că se poate face cultură fără bani? Eu nu sunt circul de stat sau ce vreți dumneavoastră, întrebire, spectacole să vă fac. După părerea dumneavoastră, cine ar trebui să se ocupe de organizarea unor evenimente culturale în municipiul Sighetul Marmației? La această întrebare nu răspund, pentru că știți foarte bine răspunsul, este intrisec. Da? Nu vreau să fac o critică activităților culturale celorlalți colegi. Eu am venit să apăr aici, dacă vreți dumneavoastră, dreptul școlii de artă Sighetul Marmației de a exista, pentru că este amenințat. Este vorba de 150 de ani de învățământ artistic, este altceva, este ceea ce cred că suntem printre puține sau poate singurul municipiu din România cu care îi putem mândri. Și acum am aflat că poate nu o să mai aveți ocazia asta să puteți să vă lăudați că Sighetul Marmației are o școală de artă. De ce școala de artă n-ar putea exista în cadrul unei direcții unde sunt mai multe birouri? Nu există deocamdată cadrul juridic. Vă spun, am mai avut discuția cu dumneavoastră, dacă țineți minte, acum 2 ani de zile și eu nu știu și nu cred că s-a invitat cadrul juridic în care poate exista școala de artă ca instituție în sine stătătoare. Așa ca și o formulă de școală de artă în care, așa cum spunea cineva, ar fi un serviciu. Știți ce urât sună cuvântul serviciu public de cultură? Se pot găsi orice fel de alte variante de a intitula la un moment dat o anumită direcție, un serviciu sau cum doresc să-l denumești. Există ideea de a se face un centru cultural la un moment dat? Da, sigur că da. V-am mai spus, dacă n-ați uitat, că există, am fost la o întâlnire cu colegii mei din România, din profesorul școlii de artă, directorul școlii de artă, nicăieri nu a dat niciun rezultat. Și n-am fost ipocrit când am spus că poate ar trebui să întrebăm Calațul, cu care cu directorul sunt prieteni, dar am mai reușit să discut de atunci. Era singurul care să-l lăuda că merge foarte bine. Da. Peste tot au fost niște eșecuri pentru că, vă spun eu, nu le putem amesteca. De ce dumneavoastră nu înțelege că o școală este o școală, o bibliotecă este o bibliotecă și o casă de cultură? Domnule director, are altă misiune. Aveți sediul în Palatul Cultural, actualmente episcopal, retrocedat episcopiei ortodoxe. V-aș întreba, de-a lungul timpului, dumneavoastră, cei care mai sunt în acel palat ca și chiriași, ați gândit ceva soluții pentru ca primăria să nu mai plătească în fiecare lună acea chirie pentru aceste instituții de cultură și poate să găsiți un alt loc, să veniți cu sugestii pentru a degreva de la bugetul local
suma aceasta care se plătește pentru chirie și care poate să ajungă tot în visteria dumneavoastră la instituția de cultură și astfel să fiți ceva mai bogați cu câteva zeci de milioane de lei. Ca și cum noi am fi vinovați că am ajuns acolo că suntem chiriași. Nu, nu eu vă întrebam dacă v-ați gândit în momentul în care stați acolo de ceva timp. Dar nu cred că era problema noastră asta, e problema autorităților locale, pentru că suntem instituții care aparțin autorităților. Eu cel puțin m-am gândit și sigur că știți și dumneavoastră, am și discutat, mă miră că mă întrebați pe mine, sunt mai multe variante, am fost 12 ani în administrație locală, mai în funcție de consilier local, județean și mai departe. Da, s-a pus o dată problema la nivel de consiliu local în trecut? Nu. Ce ar trebui făcut cu aceste trei instituții de cultură care plătesc chirie la Palatul primar, Episcopal? Am discutat special și mi-a spus că, într-adevăr, dacă ar, poate n-ar fi mai bine, am discutat și eu am încredere mare în domnul primar, pentru că nu vrem să luăm măsuri numai pentru niște discuții sau pentru niște păreri. Eu tot timpul am cerut să facem împreună, dacă se poate, o simulare, ce ar însemna să ne mutăm, ce ar însemna să facem niște investiții, unde câștigăm, unde pierdem. Și dânsul este foarte dispus să discutăm în termeni aceștia, inclusiv cu comasarea, să știți, apropo, ați întrebat de părerea mea. Eu nu știu varianta juridică, dar și nici nu o văd. Domnul primar mi-a spus că probabil are el una, mi-a promis că în mod special că vom discuta. Eu i-am cerut să facem împreună o simulare tehnică, să vedem într-adevăr cam cum ar ieși o eficientizare, așa cum spuneți dumneavoastră, a actului cultural în Sighetul Marmației într-o nouă reorganizare, să văd și eu, să punem pe hârtie, să facem o simulare în ceea ce înseamnă costuri, stadii, funcții. Știți ce înseamnă o simulare? O simulare serioasă, în modul serios. Să nu o face... estimare sau o prognoză? Nu este nu, exact. Simularea este mai mult decât atâta, pentru că v-am spus, eu de profesor în prima fază sunt inginer, simularea este mult mai precisă, îți dă niște rezultate cam la 3, plus, minus 3%, dacă știi să o faci, și eu vreau să o fac așa, ca să nu greșim. Pentru că poate... Da, poate, având în vedere că e vorba de aceste instituții de cultură, poate ar fi bine să vină inițiativa și din partea dumneavoastră. La asta v-ați gândit? Bineînțeles, eu tot timpul am așteptat să fiu invitat, mi-am preîntâmpinat, am fost să discut cu domnul primar. Astăzi, în ședința de Consiliu Local, domnul primar îl invita chiar și pe domnul consilier Petre Tomșa la întâlnirea cu dumneavoastră privind această simulare, pentru că dânsul s-a interesat la un moment dat de alte comasări care au avut loc bine, deja bun. Și a fost invitat și dânsul. În mod special pe domnul Petre Tomșa, sigur. Dânsul avusese o luare de cuvânt în acest sens. Dar sigur, pentru că am înțeles că dânsul face parte din Comisia pentru Cultură la Sighetul Marmației. Este foarte un personal foarte important și foarte indicat să facă parte din această comisie. Vă este mulțumesc. Consilier local. Bineînțeles, dar am spus eu altceva. Am spus-o la modul cel mai serios. Mă bucur că a avut și o intervenție în acest sens. Mă așteptam să mă caute, să discutăm despre fenomenul cultural din Sighetul Marmației. Nu m-a căutat până acum, vă spun foarte sincer. Era normal. Eu știu că sunt, eu am fost, dacă țineți minte, până în iunie, președintele comisiei din Consiliul Local pentru cultură și învățământ discutăm alții. De aceea spun că eu îi consider continuatorii mei. Pe domnul Tomșa, pe doamna Lidi Vârsta, pe doamna Diana Pozman, care e președinte. N-am prea discutat, sau nu n-am prea discutat, n-am discutat deloc acest lucru în Comisia de Cultură și mi se pare că nu este corect, ar fi trebuit să discutăm și acolo, dar eu mă așteptam... Bun, hotărârea nu este încă luată, totul e la nivel de discuție, a fost o propunere, sigur. La nivelul acesta mă așteptam să fiu consultat, să fiu chemat, nu să mă duc eu să... Bine, acum. Probabil că va fi și o întâlnire pe tema aceasta, sau cel puțin așa ar fi normal. Dar știți care e problema? Eu aș vrea să fie o întâlnire înainte a fi luată decizia. Că dacă se face o întâlnire când ni se comunică că s-a luat o decizie, nu mi se pare corect, atunci nu mai discutăm nimic. Dacă dar vreau să în care s-a exprimat la un moment dat primarul municipiului Sighetul Marmației, Ovidiu Nemeș, de să spunea că ia în calcul și o comasare administrativă a acestor instituții de cultură. Uite, și sunt două lucruri, adică a lua în calcul mei, este dragii mei, se chiar, face această chiar nu simulare. Am luat referință la emisiunea domnului primar. Eu personal am fost extrem de ofensat prin ceea ce a declarat dânsul, deși a spus la începutul emisiunii că ne respectă foarte mult pe cetele directori, era vorba numai de cele trei instituții, nu și de Muzeul Maramoșului, că înainte când era vorba de comansare, dacă ține minte, aici am fost în emisiune, era și muzeul în aceeași ola, acum înțeleg că nu mai este. În condițiile în care e posibil să treacă la Consiliul Județean, dacă se va accepta acest lucru. Uite, despre asta am discutat cu domnul primar, știți foarte bine că până la urmă nu revendic dreptul de a fi un prieten al domnului primar și sunt și mă consider. Bănuiesc că toți directorii sunt la un moment dat într-o formă sau alta prieteni. Nu, eu în mod special.
Eu în mod special, pentru că sunt de aceeași culoare politică și nu mă ascund, sunt liberal bătrân și prietenul domnului... Bun, asta nu justifică cheltuirea banului public, domnule... Da, domnule. Bun, acum dacă ați venit aici, eu nu cheltuiesc banul public, să știți. Eu aduc bani publici, dacă dumneavoastră nu știți, și chiar m-a ofensat o asemenea atitudine, în sensul că am fost puțin acelor, ca și cum ar fi niște cheltuitori a banului public gratuit. Nu s-a întâmplat nimic în Sighetul Armației fără să fim și noi activi, inclusiv afirmația domnului primar că a trebuit să apeleze la servicii externe pentru festivalul de date este incorrectă. Am fost într-o echipă acolo. Dacă vă interesează în mod special, toate formațiile care au participat au fost selectate de mine, așa cum de fapt împreună am convenit și cu domnul Muste, nu de directorul festivalului, n-a fost serviciu extern, fiecare am avut treaba lui acolo. Sigur, îl felicit și pe domnul Ireș pentru performanța care a reușit o ediție deosebită, dar împreună am convenit cum va arăta această ediție. Dar sigur, fost... despre acest lucru vom vorbi și în partea a doua a emisiunii, acolo nu, unde vreau să avem spun, și nu, o vreau prezentare să spun, și o evaluare a festivalului. Apropo de raportul meu de activitate, v-am spus că am depășit cuvânt în sensul că, dacă, cred că sighetenii mai țin minte, că am avut onoarea prin, dacă vreți de asta, prin delegarea domnului primar de a gestiona financiar și festivalul medieval. Deși nu era în proiectul cultural al școlii, am participat personal la această problemă și dumneavoastră știți foarte bine că am avut un contract de colaborare împreună pe această temă. Și de-aia m-am făcut și un reproș cândva la telefon și o spun acum în direct că dumneavoastră n-ați reacționat când a spus domnul primar că suntem toți la fel. Nu suntem la fel pentru că am făcut cel puțin școala de artă mult mai mult decât i-am propus. S-a dorit să facă fanfară în Sighetul Armației. Sigur, n-am avut sprijinul financiar decât pe hârtie, în sensul că am avut o hotărâre de Consiliu care n-a fost onorată, dar eu am început cursurile pentru instrument de fanfară. Și există, dacă veniți să vedeți, de fapt ați fi fost un colectiv de-a dumneavoastră să vadă că există cursuri pentru fanfară la Sighetul Armației. Vă mai spun, așa alte mici activități care nu le mai pun în calcul, le-am făcut mult, mult, mult peste ceea ce există în raport de activitate. Ceea ce există în raport de activitate, o să vă spun acum, în partea a doua, nu? Nu, spuneți-ne acum. A, bun. Dacă anumite activități culturale nu au fost de mare amploare, pentru că așa este cultura în Sighet, să știți că, din păcate, oricât ați dori, nu cred că participă mai mult de 5-6% din populația Sighetului la un proiect cultural. Asta este o moștenire în care, într-adevăr, și eu ca școală mi-o asum, noi trebuie să educăm sighetenii spre cultură, nu să-i provocăm, că dacă producem, dacă vreți dumneavoastră, acte culturale pentru ei, așa cum doresc acum, o să fie foarte rău. Mi s-a spus undeva, dacă țineți minte, și a spus dumneavoastră la această ședință tehnică înainte de a pregăti festivalul de datin, că noi trebuie să facem produse culturale care se vând. Păi dacă facem dacă vreți de asta, un studiu de piață, atunci ar trebui să încercăm să producem... Sigur, argumentul dumneavoastră probabil că într-o anumită măsură stă în picioare cel privind de faptul că sunteți o școală de artă și nu neapărat o companie nu, care... Nu, să fie școala înseamnă să educi, nu să produci. Spectacole. În primul rând, educ. Eu vreau să educ sighetenii spre cultură, nu să mă adaptez preferințelor sighetenilor. Atenție, foarte mare diferență între a te adapta cerințelor de piață economice sau a educa. Domnule director, în partea a doua a emisiunii avem o prezentare și o evaluare a festivalului de datin și obiceiuri Marmația, realizată astăzi în cadrul Consiliului Local. Facem o scurtă pauză de publicitate atunci, ca să ne spuneți și ce ați făcut dumneavoastră în partea a doua. Dar mai am o știre interesantă pentru dumneavoastră, dar după o scurtă pauză de publicitate. Mulțumesc! Nevoie de o schimbare în casa ta? Acum e momentul! Vino la Bizon, în showroom-ul de pe strada Dobăiești numărul 11 și ai ocazia să-ți alegi scaune și mese de toate tipurile, din lemn masiv, tapizate cu schelet metalic din PAL sau din MDF. Poți să-ți achiziționezi la prețuri promoționale diverse fotolii, canapele, colțare, toate la o calitate superioară. Te așteptăm la Bizon de luni până vineri, între orele 8 și 16, pe strada Dobăiești numărul 11, în incinta firmei Ita Product. Action. Relații la telefon 0744398052 sau 0744512057. Bizon, cu noi stai bine!
Casa Verde începe anul cu mega surprize. Doar în luna ianuarie ai parte de reduceri de până la 10% în funcție de valoarea achiziționată și stocul disponibil. La Casa Verde găsești capete de stoc la parchet, gresii și faianțe la preț de achiziție. Iar pe lângă acestea comercializăm adeziv, cabine de duș, căți și instalații sanitare, dar și produse pentru termoizolație, rigips sau profile. Vindem cu plata în rate avantajoase și asigurăm transportul la domiciliu. Ne găsiți pe strada Gheorghe Șincai numărul 35. Casa Verde, la noi și în ianuarie cumperi cu plăcere! Și jumătate. Hai. Păi, ce ai? Ați terminat? Nu. Ce s-am pus în sandwich? Am plecat la serviciu, vă pup. Pa. Dacă sunteți cu mine de seara când vin, vă aduc ceva bun. Serviciu! Un copil pe săptămână arde în România. Nu-ți lăsa copilul singur în casă. O campanie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și E.ON România. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. Azi la știrile TV Sighet. Crimele din 2012 petrecute pe raza județului clasează Maramureșul pe locul 3 la nivel național în topul omorurilor înregistrate. Anul trecut, poliția a făcut cercetări în 17 astfel de cazuri, iar toți autorii au fost identificați. Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației au desfășurat în ultimele 24 de ore mai multe acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. În urma acțiunilor au fost confiscate 61.650 pachete de țigări de proveniență ucrainiană în valoare de peste 115.000 de euro. Una dintre aceste acțiuni a vizat blocarea unei activități de contrabandă derulată pe raza comunei Săpânța. Trei consilieri județeni noi fac parte din forul administrativ al Consiliului Județean Maramureș. Este vorba despre Nicolae Bindiu de la PNL, de Mihail Găinaru de la PSD și de George Pop de la Partidul Democrat Liberal. Aceștia au intrat ieri în posesia mandatelor de consilier județean și au depus jurământul, ocupând locurile rămase vacante în Consiliu după ce Gheorghe Șimon, Mircea Man și Călin Matei au obținut la alegerile parlamentare voturile necesare din partea maramureșenilor pentru a reprezenta în Parlamentul României. La Tribunalul Maramureș a avut loc astăzi un nou proces în dosarul exploziilor petrecute în urmă cu aproximativ un an în municipiul Sighetu Marmației. Avocatul fostului administrator al societății Berg Gaz a solicitat instanței ca dosarul să fie judecat de acum înainte la București, motivând că Tribunalul Maramureș nu are competența teritorială în cauză și că Gheorghe Enache, fostul administrator al Berg System Gaz, are domiciliul în București, locul unde acesta și-a desfășurat activitatea, dar și unde a fost prins făptuitorul. Liceul ucrainean Taras Shevchenko din Sighetu Marmației are începând din această lună o nouă conducere. Întrucât fostul director, profesorul Marian Herbil, a demisionat, conducerea liceului a fost preluată de către profesorul de matematică, Pițura Casian, care și-a propus o serie de schimbări pentru o mai bună desfășurare a activităților. Peste 500 de acțiuni au desfășurat structurile Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș în anul 2012 pentru a preveni și combate infracțiunile silvice. În urma acestor acțiuni s-au recuperat prejudicii cu o valoare totală de peste 300.000 de lei. Aceste date parvin în urma unei monitorizări realizate asupra activității derulate pe întreg parcursul anului trecut. Nu ratați știrile TV Sighet! Cu directorul Școlii de Artă, Gheorghe Chivu, Ioan Tivadar, vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Spuneați că a avut o activitate intensă în anul 2012 Școala de Artă Gheorghe Chivu și doreați să ne și enumerați câteva dintre activitățile acestea. Sigur că am omis, discutând despre altceva, despre activități conexe, să vă spun că în mod normal și natural, prin proiectul meu de management, pentru că sunt un angajat contractual al Consiliului Local,
mi-am propus în fiecare an o anumită activitate și vă spuneam cumva în mod indirect că am depus raportul de activitate acolo și credeam că nu e cazul să-l mai dezvolt aici, dar pentru sighetenii, pentru ascultătorii noștri, trebuie să știe că școala de artă în sine, deși cred că pot să ne urmărească în mod special pe toate canalele audio-video și în mod special pe Facebook. Eu am intervenit și de când sunt aici la școala de artă pe toate promoțiile posibile și chiar vă rog să urmăriți paginile noastre web, Facebook, ca acolo să vedeți ceea ce facem zi de zi și cum ne manifestăm activitățile. Dar pentru cei care nu pot urmări, le spun pentru ca să știe că în fiecare an avem câteva acțiuni care sunt ale școlii deja tradiționale. Am făcut să fie tradiție pe ediția 1, 2, 3, campionatul de dans modern, când Sighetul Marmației devine într-adevăr capitala dansului deja de 4 ani. Sper să-l putem susține și în acest an. Festivalul de interpretare Nicolae Todorovici, este vorba, este un om care a fost de excepție, profesorul școlii de artă. În fiecare an avem, sigur că da, producție de clasă, de sfârșit de semestru, de sfârșit de an, care se manifestă prin spectacole, spectacole nu de mică calitate sau de mică anvergură, dar poate că sunt mulți care sunt invitați și nu participă la ele, asta e altceva, dacă nu participă nu înseamnă că nu există. Avem toate evenimentele marcate în calendarul cultural ale Sighetului și nu numai, la care participăm. În mod special avem, și acum bineînțeles în reluare, un spectacol omagial de 8 martie în care avem invitat special școala de artă din Baia Mare. Avem, fac o paranteză, 15 parteneriate cu instituții de cultură, printre care o 7 școli de artă, inclusiv internaționale, adică cu alte instituții de cultură din afara granițelor României. Participăm la multe concursuri și festivaluri în țară și în străinătate și am în raport de activitate cel puțin vreo 20-30 de premii de excepție luate de elevii școlii de artă din Sighetul Marmației și la concursuri foarte serioase, de altfel, care probabil că se lucrează, nu se știu, dar vreau să le spun în mod special, deși v-am spus, cei care doresc pot urmări pe internet activitatea școlii de artă mult mai precis, unde fiecare eveniment este marcat cel puțin prin poză sau dacă nu pentru că ați pomenit despre internet, iată, avem și noi o adresă de e-mail sighetean@tvsighet.ro pe care am primit o întrebare. Domnule Ioan Tiva, dar vă rog să ne spuneți câți spectatori ați avut la evenimentele organizate de Școala de Artă Gheorghe Chivu? E o întrebare mai mult decât retorică. 10.000 să vă spun dacă e vorba de festivalul medieval sau de organizate de Gheorghe Chivu, până la urmă, pentru că noi am fost admisat. Da, la 8 martie... Bun, ați pomenit și despre celelalte. În celelalte, sigur, în funcție de sală. Todorovici. Da, la Nicolae Todorovici știți foarte bine, am avut un stadion acolo, era pe stadion. La 8 martie, 3-400, că e vorba de o sală de spectacol, n-am avut mai mulți. Depinde de eveniment, sigur, nu toate evenimentele au impactul care și l-a dorit o sighetenie, pentru că la venisaje de pictură, la expoziții de artă, din păcate, și acum chiar răspund direct celui care m-a întrebat, probabil că nu participe, pentru că nu este suficient de educat. Cultura în general se spune că este avăduvită și nu întotdeauna atractivă. Oamenii nu mai citesc. Da, dar să știți, eu mă asum, pentru că este și vina mea, pentru că mă voi strădui ca să-i învăț pe sigheteni să participe la alte culturi. Da, este vina mea. Asta este misiunea școlii de artă, într-adevăr. Să învățăm să vină, să vadă că merită să participe la alte culturi. Să nu mă întrebe de ce sunt așa ei de puțini. Sunt atât de puțini că sunt atât de puțini educați. O să mă străduiesc să-i educăm împreună, domnule, pentru că și misiunea noastră ca și televiziunea ar trebui să fie și asta. Bine, noi suntem o televiziune comercială, în primul rând. Domnule director, ca și o încheiere astăzi, pentru că mai avem și partea a treia a emisiunii, ca să spun așa, cea în care s-a evaluat impactul festivalului Marmația. Din documentarea pe care noi am efectuat-o, iată, anul acesta s-ar putea să aveți o problemă privind finanțarea Școlii de Artă Gheorghe Chivu și de această dată nu de la
nu din cauza Consiliului Local sau Primăriei, ci din cauza legii bugetului de stat, care la categoria de venituri și cheltuieli, cel puțin pe site-ul Ministerului de Finanțe, spune că se pot finanța școlile populare de artă și meserii, dar sunt aici trei puncte. Ați văzut anexa aceasta și municipiul frumos. Știu foarte bine, am primit-o și eu de din surse foarte directe. Deci, practic, nu se va mai putea finanța nu este adevărat, vă spun, pentru că am cerut în mod special și eu o copie Xerox și am verificat exact aceeași anexă există de 3 ani de zile. Dacă uitați acolo la alte capitole, poți să încadrezi unde vrei învățământul artistic. Uitați-vă și dați acolo. La alte capitole? Da, uitați acolo câte sunt de acolo. Bun, dar în același timp, o școală de artă cum este a dumneavoastră, aici se specifică că doar cele din municipiul București se pot finanța de la bugetul local. Nu, acolo există o singură specificație cu 300 luțe pentru școala de artă București. Nu, dar... școli populare de artă și meserii. Sunt trei, asterixuri care au primit la subsolul paginii și spun să citiți, pentru bugetul domnul municipiului Paul, București. Vreți să citiți întâi capitolul unde se pot finanța? Ia citiți tot. Păi bun, alte cheltuieli în... Ia citiți tot. Că să vedeți acolo că încape oriunde școala de artă, dacă se dorește. Și mai spun ceva. Școala de artă încape atunci în cazul ăsta, cum spuneți dumneavoastră, încape la alte servicii auxiliare. Vă rog, citesc eu dacă o am și eu anexa. Nu am la mine, am citit-o foarte atent. Vă mai spun ceva. Alte servicii în domeniile culturii, recreării și religiei. Dați voie, este o anexă la legea bugetului, da, știți? Da. Că am urmărit-o pentru că am cerut-o și eu de la primărie, care este aceeași de 4-5 ani de zile. Aceeași, identică. Sau să spun cu alte cuvinte, sau nu m-ați înțeles. Deci nu este o noutate. Bun, deci dumneavoastră la ora actuală, dacă spuneți că este identică, funcționați și ați fost finanțat pe baza punctului 10... Nu știu, de alte servicii în domeniile culturii, recreării și religiei. Nu știu, dar am fost finanțat. Acum știți, dacă uitați acolo, dumneavoastră, se referă la ce? La finanțări posibile la bugetele locale, da? Pe bugetele locale sunt și cele județene. Înseamnă că nicio instituție din România, niciuna. Nu, se referă la aferente bugetelor locale pe anul 2013. Da, da, da. Dar aceeași anexă este și pe anul 2012, nici una nu funcționează legal, să știți. Toate sunt pe bugete locale. Toate școlile de artă din România sunt pe bugete locale, în afară de cea din București, care e cu 300 luțe. Știați? Eu am fost la întâlnire... Școli populare de artă și meserii. Nu, bun, dar sunt 42 în România, 45. Celelalte cum funcționează? Unde sunt, în afară de București? Ați găsit capitol pentru dânsele? Ia uitați-vă, toate sunt ilegale. Deci nu numai eu. Nu, toate sunt la alte categorii, în cazul acesta. Ori sunt ilegale, ori sunt la alte categorii, da? Și vă mai spun ceva, că mi-ați dat ocazia asta, am uitat și insist în mod special, apropo de managementul școlii de artă, da? Am obținut și noi, am mai spus o echipe din noastră, un certificat, nu ISO, pentru management. Bun, eu vă felicit pentru acest certificat. Să sperăm că tot ceea ce ați prezentat dumneavoastră astăzi în cadrul emisiunii este un argument pentru a exista în continuare școala de artă Gheorghe Chivu și din punctul meu de vedere și probabil al multora dintre cei care ne urmăresc. Școala de artă ar trebui să existe și cu siguranță va exista. Faptul că ea se comasează la un moment dat, dacă permiteți, înseamnă dispariția ei neapărat. Eu nu știu formula juridică, am făcut o declarație la radio și nici nu am pus pe domnul primar că ar fi făcut o formulă greșită, nu cunosc. Da, deocamdată ea nu există. Nu există, se discută, dar atenție, este foarte, foarte ușor să desființezi, este mult mai greu să înființezi. Dar nu s-a vorbit de desființare, s-a vorbit de comasare, sunt două noțiuni comasare diferite. Comasare fără personalitate juridică e foarte complicat, eu nu știu și vă spun încă ceva. Chiar vă rog să mă credeți, după 12 ani de administrație publică, în calitate de consilier local, județean și așa mai departe, cam știu formulele, nu prea pot să mă iei pe mine așa cu povești. Nu o văd. O să mă consult sincer cu juriști. Domnul primar, acum să fiu foarte obiectiv, mi-a spus că nu va face fără să ne consultăm nimic, sper. Și e normal să fie așa. Ne vom consulta, nu am nicio emoție că n-a fi ceva rău, nu consider de intenții rele, el vrea să facă ceva bine pentru Sighetul Marmației și o să-l sprijin în acest sens, dar am emoții că are undeva niște sfătuitori care nu îi spun bine. Și l-am rugat frumos, în mod special în acest domeniu, să mă consulte și pe mine și colegii mei de altfel. Eu cred că până la urmă tot acolo ajungem și anume soluțiile ar trebui să vină din partea dumneavoastră, având în vedere că dacă aveți niște cheltuieli totuși destul de mari dacă ne raportăm doar la
chiria care se plătește pentru instituțiile de cultură. Nu este adevărat. Aici a greșit fundamental. Nici nu știu. Eu l-am rugat pe domnul primar și nu numai și direcția economică să facă o simulare. Știți ce înseamnă simulare? Vă repet. Nu, da. Eu vă întreb doar atât. De ce mai stați în chirie și consumați de ani de zile banii la Palatul Cultural și nu s-a găsit din partea managerilor de la toate instituțiile de cultură o altă locație decât cea acolo unde... Pentru că noi suntem aparținătorii Consiliului Local. Ei trebuie să găsească. Deci, nu dumneavoastră ca și manageri. Păi da unde? Păi eventual tot o chirie. Bun. Mai mică sau cum? Păi nu, probabil că ar fi avut la un moment dat și Consiliul Local și primăria un alt spațiu în care să vă desfășurați activitatea sau poate să investească acolo ca la un moment dat dumneavoastră să vă mutați să nu mai plătiți chirie. Nu suntem decât de 2 ani de zile în chiria aceasta, să știți, deci nu exagerăm și nu noi trebuie să găsim varianta pentru că nu noi am făcut să fim în chirie. Acum, depinde. Bun, nici primăria n-a vrut să fie în chirie dacă ba să da, ne gândim ba da, primăria a vrut atunci. Da, știți, da, vom face o misiune foarte adevărată pe tema asta. Ba da, primăria a vrut. Primăria de atunci. E și asta o discuție. Nu primăria de acum, primăria de atunci. În partea a treia a emisiunii astăzi vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Vedem care a fost evaluarea festivalului de dat în obiceiuri Marmația 2012, prezentată de directorul festivalului Marin Lieș. O seară frumoasă în continuare, la revedere! Am o rugăminte la dumneavoastră. Știm cu toții, sau e prima ședință de după festivalul dat în obiceiuri de iarnă, pe care l-a coordonat domnul Marin Ilieș și aș vrea să felicităm cu toți pentru modul în care a făcut-o. Aș vrea, în fața dumneavoastră, pentru că sunteți, ar trebui și trebuie să fim informați în timp real, deși am așteptat o ședință, n-am făcut una extraordinară pentru a vă prezenta și situația, o analiză făcută, spun eu, un detaliu și foarte profesionist, în urma acestui eveniment de la Sighetul Marmației și l-aș pofti pe domnul Marin Ilieș lângă noi să ne facă o prezentare. Eu cred că așa ar trebui să lucrăm pe fiecare eveniment pe care îl vom crea de acum în Sighetul Marmației, pentru că ne interesează foarte mult să știm care e reacția sigheteanului, să știm care sunt plusurile care le aduce și de ce nu câștigurile, beneficiile agenților economici din Sighetul Marmației, pentru că e una dintre categoriile profesionale, se numesc așa, care trebuie încurajată. O astfel de prezentare a pregătit și domnul Ilieș. Au fost foarte multe date culese din teren. 50 de studenți au fost implicați. I-ați văzut o parte în trei cu semnul de organizator. Ceilalți au fost în civil, să le spun, fără semne distinctive. Cu această ocazie, aș vrea să le mulțumesc tuturor celor implicați, domnului viceprimar, colegilor consilieri care s-au implicat, instituțiilor noastre de cultură care au fost aproape de noi, dar înainte de toate, sigur, domnul Ilieș, colegii dumneavoastră de la Universitatea Babeș-Bolyai și, nu în ultimul rând, studenții care vă rog să mă credeți, au muncit unele zile pentru a pregăti aceste lucruri. Da. Înainte de a prezenta domnului Ilieș ceea ce trebuie să ne prezinte, vreau și eu să-i mulțumesc domnului Ilieș și întregii conducerea Universității Babeș-Bolyai pentru modul în care ne-au găzduit și ne-au ajutat în proiectul încurajat de performanță care a avut loc la finele lunii decembrie, prin care cei 15 copii cu performanță extrașcolare au fost premiați. Și vreau să mulțumesc această cale pentru faptul că s-a implicat în proiectul nostru, a participat acolo și nu am decât să-i mulțumesc și eu vreau să fac un om public. Altele în momentul în care s-a derulat.
În zilele imediat următoare am făcut o analiză la rece a tot ceea ce s-a întâmplat, și pozitiv și negativ, și am selectat mai mult materiale vizuale pentru a prezenta aspectele cheie ale acestui festival. Aș vrea să amintesc de la început că scopul a fost, și de fapt a fost un experiment foarte important, privind transformarea evenimentelor în ceva profitabil care să genereze servicii pentru locuitori și oarecum să nu fie un eveniment numai consumator de resurse. Prin datele pe care le-am adunat, prin toate mijloacele pe care le-am avut și le-am pregătit încă dinainte, putem să spunem că, într-adevăr, orice eveniment de tipul acesta putem să-l construim exact pe mentalitatea maramureșanului, pe mentalitatea turistului, pentru că ele trebuie adaptate acestor lucruri. Am constatat că a fost un număr foarte mare de persoane din județele Cluj, Bihor, Satu Mare, Sălaș, Bistrița, care au venit special pentru acest eveniment. Ordinea, sigur, am prezentat aici câteva imagini detaliate, pentru că acea sfoară pe care am pus-o, am pus-o doar cu scop psihologic, pentru că dacă ar fi fost un gard, ar fi iritat publicul. Așa, dacă a fost o sfoară, puteți să observați că pe tot traseul, doar în sectorul unde am lăsat pentru trecere, oamenii au respectat. Aici avem o comparație, sigur noi avem imagini și de la edițiile anterioare. În partea dreaptă sunt imagini de la această ediție, în partea stângă sunt imagini de la edițiile anterioare. De la aceste situații am și pornit, când toată lumea era adunată în jurul tribunei principale și nici turiștii, nici familiile, copiii nu aveau acces la spectacol și, după cum puteți observa, de fapt în ambele fotografii nu se pot distinge grupurile de public. Practic sunt amestecați. În ediția aceasta, practic pe tot traseu, se poate observa până aici în față la primărie, a fost o ordine de plină. Acea evaluare cantitativă am făcut-o pe cadrane, am făcut numărătoare pe bază de fotografii în intervalul de maximă intensitate și, sigur, v-am spus, am ajuns în jurul valorii de 20.000 de participanți. La o primă privire și un simplu exercițiu, dacă traseul nostru a avut un kilometru și pe două părți, și având în vedere că pe un metru pot să stea lejer două persoane, era suficient să fie un rând de persoane și ar fi fost deja 4.000 de persoane. Dar așa vă dați seama că numărul lor este mult mai mare. Eu văd în 20.000 de persoane 20.000 de consumatori, 20.000 de oameni care consumă servicii, și la care trebuie să ne gândim foarte clar, sigur, pe viitor, cum le oferim aceste servicii, pentru că probabilitatea ca toți oamenii aceștia să poată mânca în oraș este exclusă. Grupurile au fost cele locale, în general formate din 2-5 membri, însă cele de turiști au fost și de familii, 3-4 membri, dar au fost și grupuri foarte mari de câte 10-14 persoane care au venit împreună la festival. În același timp, capacitatea de cazare a bazelor din Sighet și din împrejurimi a fost la valori aproape spre maxim și aș vrea să vă spun că, în mod normal, pachetele turistice de Crăciun și Revelion lasă o fereastră între ele, este tocmai data festivalului. Deci, practic, în 27 decembrie, în bazele de cazare, foarte puțini turiști erau pentru Crăciun sau pentru Revelion. Pentru că pachetele de Crăciun se încheie, cele de Revelion încă nu au început. Ăsta este încă un element foarte important. Noi avem și alte elemente de detaliu privind cuantificarea economică a acestui eveniment. Pentru că cantitativ, într-adevăr, am ajuns la un festival de dimensiuni foarte mari. Puteți să observați imaginile pe o parte dintre imaginile pe baza cărora am făcut evaluarea. Sunt făcute într-un interval scurt de timp. Deci, practic,
am dorit să facem o dispersie a publicului pe un teritoriu mai mare, însă prin prezența lor numeroasă nu am reușit în totalitate. Deci a fost o prezență mult mai mare decât ne-am fi așteptat. Iar dacă ar fi fost cumva o vreme de iarnă veritabilă, nu ne-am fi putut întinde pe un teritoriu mai mare. Deci este foarte clar că și pe viitor, cam ăsta este arealul unde trebuie să organizăm. Nu-l putem întinde, eu știu, până la Big, pentru că dacă sunt minus 5 grade, nu o să reziste publicul să stea la festival. Da, am făcut și câteva calcule, vă prezint numai rezultatele. Am dorit să știm fiecare persoană care a completat chestionarul cam câți bani a cheltuit împreună cu familia și sigur am făcut în final niște calcule pe persoană. Turistul a cheltuit în medie 73,2 RON în momentul festivalului, iar maramureșenii, publicul nostru, în jur de 37,2 RON. Media făcută, sigur, cu ponderea fiecărei categorii, a ieșit la 41,5 RON per persoană, nu per familie. Și, sigur, la un calcul simplu, a rezultat că acești oameni, pe durata festivalului, doar în zona centrală a orașului, au cheltuit 831.000 de RON. Deci, practic, aproape 1.000.000 de RON. Probabil, dacă am fi avut mult mai multe servicii la dispoziția lor, sistemele de cuantificare foarte clare peste tot, valorile ar fi mult mai mari. Eu în aceste cifre văd oportunități foarte mari. Dacă la această ediție nu am urmărit, eu știu, unele aspecte, pentru ca acest festival să devină rentabil economic, pe baza datelor pe care le avem, cred că deja putem să o facem. Canalele de informare. A fost foarte important să știm de unde s-au informat. Noi am pornit destul de târziu promovarea. Am avut pliante, au fost emisiuni TV, spoturi la radio, afișe și desigur că ponderea cea mai mare se pare că se informează de la cunoștințe, de la prieteni, dar totuși informația primară este difuzată tot prin canalele media. Prin site-ul festivalului și site-urile asociate, desigur. O pondere foarte mare se vede că a avut și televiziunea prin acele câteva emisiuni care au fost. Afișele, sigur, afișele le-am lipit cu foarte puține zile înainte de festival. Și, în final, sigur, trebuie să ne gândim foarte bine la ce vom face în viitor, pentru că aceste procente sunt foarte importante. Fenomenul de transmitere a informației din gură în gură funcționează peste tot. Deci funcționează chiar și la festivaluri de tip George Enescu. Pentru că întâmplător am asistat la o emisiune unde asta susținea directorul festivalului, că este principala metodă. Sigur, am dorit să știm și motivul pentru care au venit. Au fost diverse motive. Unele au fost cu răspunsuri la alegere, altele au fost la liber, au putut să se pronunțe cu privire la ceea ce a fost bun sau nu, în funcție de constatările personale. Aș putea să spun că n-am avut constatări negative decât foarte rar și de regulă câte o singură persoană la un tip de, eu știu, nemulțumire. Nemulțumiri sunt și de genul, unii au spus că e prea lung, celălalt de lângă a spus că e prea scurt. Deci sunt și nemulțumiri de genul ăsta. Deci, practic, sigur, nu putem să mulțumim pe toată lumea. Desigur, v-am prezentat doar câteva aspecte esențiale, nu am intrat în detalii, am căutat să aduc mai multe imagini și cifre finale. Dacă doriți să mă întrebați alte detalii, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Un întrebări, dacă sunt să am completări, dacă nu aș mai mulțumi încă o dată în mod oficial și eu cred că merită aplauze. Suntem siguri că și în celelalte acțiuni pe care le vom desfășura la nivel de municipiul Sighetul Marmației veți fi la fel de implicat cum ați fost și în acesta. Mănușa e aruncată.
Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în eveniment. L-am omis pe Dan Pralea prima dată, neintenționat, vreau să-i mulțumesc și lui. Și celor pe care noi pot nominaliza sunt mulți care au muncit. Nu am spus că au fost sigur mai multe persoane care au muncit foarte mult la acest festival. Sigur că trebuie să le mulțumim și lor. Domnul Sanislo a fost implicat permanent, domnul Pralea, doamna Buftea. Și sigur, acum cred că am greșit, am început să spun numele. Mă opresc aici și vă rog să nu vă supărați ceilalți pe mine că nu am spus mai multe. Bun. Mulțumim, eu cred că... Să testăm 150 de mega de la UPC. Mihai, vii la dreapta! Să înceapă download-ul! Stai că downloadez eu ceva cu a treia! Asta-i curbă, fiber power! Atenție la conexiunea cu viteză de streaming! Las că avem bandă! 90, 100, 150! Download complet! Așa se simte viteza celui mai tare internet, Fiber Power de la UPC. Trăiește performanța la viteză maximă. La UPC ai net de 100 de mega, 94 de canale TV și 100 de minute naționale la doar 65 de lei. Nou la Orizont, în cadrul depozitului de materiale de construcții s-a extins magazinul din incintă pe o suprafață de 400 de metri pătrați, cu o gamă largă de produse specifice construcțiilor la prețuri speciale pentru tine și un spațiu cu destinația exclusivă a obiectelor sanitare și a mobilierului de baie. Orizont oferă structuri, izolații hidro și termozidărie, învelitori, ferestre de mansardă, sisteme de canalizare și o largă gamă de finisaje interioare, exterioare și decorative, pardosel civile și industriale și multe alte soluții. Într-un cuvânt, totul pentru construcția ta. Vizitează-ne să te convingi. Orizont, soluția ta în construcții. Meltem, magazinul care te surprinde. Aici găsești diverse modele de saltele ortopedice, având fețe pentru iarnă sau vară, toate cu garanție de 3 ani. Deținem diferite mărimi, de la mărime pentru copii până la matrimoniale, iar dacă doriți, la comandă, executăm conform cerințelor dumneavoastră. Pentru orice tip de saltea achiziționată de la noi, asigurăm transport la domiciliu. La noi găsiți mase plastice, produse de uz casnic și o gamă variată de produse de curățenie, la prețuri fără concurență. Ne găsiți în cartierul Bogdan Vodă, la parterul blocului Dallas. Meltem te așteaptă! Meltem te surprinde! Drumul de la domnia bunului plac la cea a bunului simț trece și pe la CNA, sau, mai precis, ar trebui să treacă. Consiliul Național al Audiovizualului a lansat petiția online Interesul public mai presus de gustul publicului. Este timpul ca riposta să vină din două direcții, de la cetățeni și de la CNA. Ca să reușim, alăturați-vă în număr cât mai mare și semnați petiția noastră online. Nu putem reuși decât împreună cu dumneavoastră. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.